Bun aventurier, bine ați venit la un nou unboxing de calendar advent și astăzi avem unul foarte, foarte, foarte frumos. Acesta este calendarul lui Gabi din Gabi's Dollhouse, un serial super simpatic care este pe Netflix. Ia uitați-vă ce frumoasă e această cutie, cred că îmi place cel mai mult din ce am avut noi până acum. Casa este în formă de pisică, este făcută după casa lui Gabi. Uitați, are și urechi, avem și mâner. Personajele așteaptă toate la geam să vină Crăciunul sau să desfacem noi calendarul mai repede. Marquette Pendy Pose. Nu știu exact cum se numesc ele în română și dacă le-au schimbat numele, pentru că eu am urmărit serialul în engleză. Aici este Kiki și Cat Rat, iar jos este Kitty Fairy și Mama Box sau Baby Box. Uitați cât de frumos au decorat casa cu bombonele, cu bastonașe Candy Kings, bomboana aceasta mare cu alb și roșu, special așa pentru Crăciun. Super, super frumoasă și căsuța e sclipicioasă, îmi place super mult. Cutia e de nota 10. Iar pe margine avem așa dungi alb și roșu și pisicuțe pe ambele părți. Iar pe spate ne arată cum se deschide cutia și câteva din surprize, nu tragem cu ochiul la ele. Pe cutie mai apare că este pe Netflix, că este calendarul pentru peste 3 ani, 24 de surprize și că putem folosi o aplicație. Calendarul se deschide din spate și căsuțele sunt aici, ceea ce înseamnă că partea din față rămâne intactă și ne putem juca cu ea. Nu o stricăm, pentru că de obicei ați văzut cum sunt calendarele. Pe partea din față sunt și căsuțele. Și atunci am fi rupt poza aceasta frumoasă, ceea ce nu vrem. Și e super că le-au pus în spate. Deschidem calendarul și avem două bucăți. Aici e un carton maro. Una e partea din spate de la copertă și una este o foaie cu tot felul de surprize perforate pe care le putem decupa. De aceea sunt perforate, se vede? Și aici sunt căsuțele super, super simpatice, cu Marquette, cu Gabi și cu modele de Crăciun, cu cadouri, cu turtă dulce, bomboane. Super, super, super frumos este calendarul. Îmi place foarte mult designul. Se vede că nu e un calendar luat de la chinezi. Luminițele acestea nu se pot decupa, adică puteți voi să le decupați cu foarfeca dacă vreți, dar nu sunt perforate. Chiar au această dungă, care nu știu de ce e pusă, sunt doi, dar celelalte da. Și avem brioșe, un soldățel, un brad făcut din cutii, o căsuță de turtă dulce, tot felul de cadouri, altă turtă dulce, animăluțe, foc de tabără, aici un chioșc pentru ciocolată caldă și vedeți cum sunt decupate ca să le putem înfige. De exemplu, la aceasta îi punem picior și la cadouri la fel. Le putem pune să stea în picioare, uitați, toate au câte un suport. Avem și oameni de zăpadă în formă de pisici. Aici un castron simpatic din care iese un animăluț, cești cu cacao caldă ca să le punem aici, să le vindem, să le împărțim prietenilor și așa mai departe. Eu acum nu o să le decupez. Începem să deschidem căsuțele calendarului. Voiam să vă arăt că dacă vreți aceste cartoane să fie separate, adică cutia față de acesta perforat, el să știți că iese, uitați cum era prins aici, și dacă desfaci din partea de jos, iese. Și poți să ții calendarul în fiecare zi să-ți deschizi surpriza, iar cu partea aceasta te poți juca separat. Vă arăt căsuțele așa și surprizele separat. Haideți să vedem prima surpriză. În spatele lui Marquette se află o pisicuță sirenă roz, care este, cred că, prietena lui Marquette, adică Sunny Cat. Dacă greșesc, scrieți-mi în comentarii și de asemenea spuneți-mi numele lor în română, dacă cumva l-au tradus. Deci prima surpriză este o pisicuță siclam care ne face cu ochiul. Partea de jos are acest cerc și cred că o să o înfigem în ceva. Numărul 2, acum trebuie să căutăm căsuțele în acest calendar, este aici. Red Cat păzește căsuța și avem o sanie galbenă. Uitați, are o gaură, cred că acolo putem pune personajele și este un galben lucios, puțin sidefat. Foarte drăguță. Aha, uitați cum stă. Și se dă cu sanie. De câte ori scap eu jucăriile în această serie de deschidere a calendarelor advent? Se dă cu sanie. Ui! Numărul 3 este aici.
cu aceste flori pisică. Ah, sunt flori de Crăciun și în loc să fie bulinuțele, au pus capete de pisică. Această floare se numește Holly și o vedeți peste tot desenată pe obiectele de Crăciun. E cea cu frunzele ascuțite un pic și cu bulinuțe roșii. Mie îmi place foarte mult. La 3 avem o foaie cu apțibilduri. Niște capete de pisici, clopoței. Pe partea aceasta avem, cum vine, așa, ghirlande cu pisicuțe și turtă dulce. Seamănă cu cele de pe carton. Uitați aici ghirlanda și turta dulce. Sunt simpatice pentru copiii mici care se uită la acest serial și vor calendarul, dar eu aș fi vrut o jucărie. La numărul 4 este Gabi și în căsuța păzită de ea este chiar Gabi. Această figurină cu ochelari de schi, deci se pare că totul are temă de iarnă. Părul de plastic. Are inimioare în ochi. Haideți să o punem și pe ea pe Sanie să vedem dacă stă. Cade, nu cade. Stă! Pentru că și are suport jos. Super! La numărul 5 avem o turtă dulce. Și în spatele ei am găsit un snowboard mov cu pisicuță. Totul are temă cu pisicuțe în acest calendar. Ca și în serial, bineînțeles. Și acum se pot da amândouă pe zăpadă. Uitați ce drăguțe sunt. La numărul 6 avem tot turtă dulce, dar brăduț. Și mai primim o Sanie. De această dată este roz. Identică cu cealaltă. Culoarea nu e si de fată. Poate mai primim un personaj să-l punem și pe el în Sanie. Căsuța cu numărul 7 e foarte drăguță. E o coroniță de Crăciun, dar roz și cu urechi. Și înăuntru avem ceva rotund, care cred că este o masă cu picioarele scurte. Și cu un cap de pisică. La 8, în acest cadou pisicos, găsim brioșe pisicoase. Ia uitați. Avem o tavă cu 4 brioșe cu urechi. Brioșe pisici galbene cu cremă de vanilie. 9 este jos, o inimioară drăguță cu Keiki. Și înăuntru ce credeți? Chiar este Keiki. Super simpatic. Deci o să ziceți că o fac intenționat, dar nu o fac. Și s-a dus departe, trebuie să mă duc după el. Am revenit. L-am salvat pe Kiki. Dar să-l țin cu două mâini să nu-l mai scap. Voiam să zic brioșa pisicuță. Îmi place mult că acest calendar este organizat. Că acolo unde e poza cu Gabi, o găsim pe Gabi. Acolo unde e poza cu Kiki, l-am găsit pe Kiki. Foarte organizați cei de la Gabi's Dollhouse. Îmi place. La numărul 10 e o căsuță pătrată cu o Sanie care seamănă cu Sania lui Moș Crăciun. Și în ea nu găsim o Sanie, ci găsim o prăjitură, o plăcintă. În gaura aceasta poate să stea cineva? Asta e întrebarea. E cineva care stă în prăjitură în serial? Că eu n-am văzut. Adică în Sanie are logică să aibă gaură, dar în prăjitură? Cine vrea să se bage acolo? De fapt seamănă cu o plăcintă cu dovleac. Nu știu ce se întâmplă. Hai să mergem mai departe. La numărul 11 este un cadou. Și înăuntru găsim tot o foaie cu apțibilduri. Avem iarăși ghirlandă, ceva accesorii, ochelari, mănuși, un joben. Simpatice. 12 e chiar deasupra lui 11. Și avem pe Mama Box, care păzește căsuța pentru că înăuntru este chiar ea. Am zis eu că sunt organizați și au făcut foarte bine. Mama Box. Uitați-o de jur împrejur. Super! Hai să o punem pe ea pe Sanie pentru că cineva acum stă în prăjitură și avem o Sanie liberă. Întrebarea întrebătoare. Ca de obicei, 13 cu noroc sau cu ghinion? În spatele coroniței ce se află? Se află un cadou. Un cadou cu gaură. De ce toate au gaură? În spate e gol, nu se deschide, e tot dintr-o bucată. Și vrea cineva să intre și în cadou? Așa? Nu știu de ce le-au făcut la toate gaură. Am înțeles la Sanie și la snowboard că pui personajul să se dea cu Sania. Dar în cadou și în prăjitură? Voi știți? Spuneți-mi și mie. 14 e aici sus și mai avem un snowboard identic cu cel mov, doar că acesta e portocaliu. 15 este o căsuță mare, mare. Ah, și înăuntru găsim pârtia. Așa se dau ei pe pârtie. O bucată transparentă cu urme de lăbuțe, dar lăbuțe în formă de inimioare.
potrivită pentru tema de iarna calendarului. 16 este tot un cadou și înăuntru găsim un ceainic simpatic, micuț. Îmi place capacul, că e ca o floricică, de culoare turcoaz. 17, o căsuță rotundă. Ah, și avem și cerșcuțele. Uitați ce drăguțe sunt, micuțe. Tot așa ca niște floricele, cu marginea vălurită. Îmi place setul acesta. 18 este căsuța bombonică rotundă. Avem un personaj, dar nu știu cine e. Spuneți-mi voi, este o pisicuță cu joben, dar nu știu cum o cheamă. Nu știu de ce, dar îmi vine să o pun în tort. Uitați așa. Mi se pare că se potrivește cel mai bine. Căsuța 19 seamănă cu cea de la 18 și înăuntru avem baza unui om de zăpadă. Partea de sus are o gaură, avem un fular roșu, doi nasturi negri și un corp rotund, un bulgăre mare, 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 alb. Înseamnă că asta este... Wow, un om de zăpadă pisicuță. Așa-i? Ce simpatic e. Poate nu e un personaj din serial, dar l-au pus aici pentru că are calendarul temă de iarnă. E super, super drăguță. Din ce am primit până acum, asta, omul de zăpadă, pisica, îmi place cel mai mult. Ne apropiem de final și la 20, unde este Pandy Paws. Cine ghicește ce primim? Bineînțeles că o primim pe Pandy Paws. E drăguță, e un pixie de fată. La 21 ne urmăresc multe pisicuțe mici, 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 păzesc acest cadou. Iar în el este un fulg de nea. Simplu și se poate înfige aici un personaj. Ah, se poate folosi și ca suport. Ah, dacă primeam mai mulți, ce bine era. Trebuia să avem mai mulți fulgi de nea, ia uitați. Că poate nu vrem să-i pune pe snowboard sau pe sanie și atunci aveau suport, ce bine ar fi fost. Îmi place mult. Îmi place mult fulgul de nea. L-am recuperat. La numărul 22 este o prăjitură tradițională și se numește Yule Log Cake. Iar în căsuță găsim încă o foaie, bombonele, șosețele și tot felul de accesorii. Încă două căsuțe. La numărul 23 este DJ Catnip și nu, înăuntru nu este DJ Catnip, dar este tot ceva mov, lucios și de fat. Este de fapt un iglu pe o bucată de gheață. E cam mic iglu față de personaje, nu încape nimeni acolo. Și am ajuns la ultima căsuță, 24, una cu cadouri. Oare ce primim în ultima zi? Înăuntru este ursulețul Pit, care este tot si de fat, parcă s-a dat cu fard lucios verde. E pregătit de sărbătoare, ne face cu mâna. Hello! Vine Moș Crăciun în seara asta, ați fost cu minți? Și ia să-l punem noi pe el în tort. Uite, așa s-a pus și s-a așezat pe tort. A, nu, că nu e frumos să faci așa ceva. Pe cadouri. Se și asortează. Stau și păzesc cadoul ca să nu mi-l fure nimeni. Ce faceți, aventurieri? Dați un like pentru mine. Gata! Am desfăcut tot calendarul. Haideți să vă arăt surprizele și să tragem concluziile. Acestea sunt toate surprizele pe care le-am primit în calendar. Punem la socoteală și acest carton și cutia, că e foarte frumoasă. Avem cele trei foi cu acțibilduri. Personaje care sunt 7, dar pun și omul de zăpadă la socoteală pentru că e super, super drăguț. Sănile, snowboardurile, pârtia și tot ce ține de tema de iarnă, accesoriile pentru bucătărie și cadoul. Cum vi s-a părut acest calendar care arată foarte, foarte frumos? Sunt super încântată. Deci pentru copertă și felul în care au aranjat jucăriile, ați văzut, se potriveau căsuțele cu ce era înăuntru, nota peste 10. 15. Mi-a plăcut chestia asta foarte mult. Cred că e un calendar potrivit pentru fanii acestui serial, pentru vârsta pe care o au aceștia. Primesc și jucării, și acțibilduri, și cartonașe pe care să le decupeze și cu care să se joace. Este un calendar interactiv. Acest calendar mi-a plăcut foarte mult. Este perfect pentru targetul pe care îl are acest calendar și vârsta pentru care e făcut? Cred că da. Mie personal mi-ar fi plăcut cadoul să nu aibă gaură, nici plăcinta. Aș fi preferat ca prăjitura să aibă frișcă pe deasupra și cadoul o fundiță. Dar am înțeles de ce l-au făcut așa, pentru ca să se joace copiii cu toate piesele pe care le primesc. Preferata mea din calendar este pisicuța om de zăpadă, deci este adorabilă. Am uitat să vă zic cât am dat pe calendar, deci a fost vreo 20 și
21 de euro, ceva de genul. Și l-am văzut în România începând cu 117, a fost cel mai mic preț pe care l-am găsit pe internet, până la 187. Pentru prețul mai mic, adică la 100-120 de lei, e super. Să mergi spre un preț mai mare, spre 200, nu. Mi se pare că eu l-am luat la reducere. Prețul lui normal este 33 de euro, deci nu 20. Dar oricum, între 100 și 200 de lei. Cu cât îl găsiți mai ieftin, cu atât mai bine. Dar merită, mai ales pentru copiii mai mici și pentru fanii acestui serial, este super. Nota mea poate să fie aproape 10. Spuneți-mi voi în comentarii cum vi s-a părut, credeți că merită o notă atât de mare și dacă voi urmăriți acest serial. Noi ne vedem data viitoare cu alt calendar advent. Următorul video o să apară pe 1. Începe oficial luna calendarelor advent, dar eu voi continua să deschid așa, câte o cutie, câte o cutie, pentru că mai am câteva să vă arăt și o să urmeze și calendarul LOL. Așa că ne vedem data viitoare, voi mai puteți să urmăriți și celelalte calendare pe care le-am deschis până acum, dacă nu le-ați văzut, și ne vedem în următorul video pe 1 decembrie. Pa, pa!